de nu m-au nebunit ăștia cu știri despre români care fură din Italia. Ei, nu-i prind eu vreun italian care fură din România? Să vezi ce emisiune fac, să vezi ce emisiune! Păi auzi, mă, scanțoane nu e bun, că îi scenez eu ceva. Să nebunești și porba la duce și la tine de emisiune. Și eu viu ca martor. Viu și ca martor și reluare și direct. Nu... Ce vorbești, ce? Tot eu să plătesc, eu n-am vorbit de 6 luni la telefon. Mărlane, nu-i factură, e o scrisoare. Și ce-o fi atâta, de ce nu-o dai? Ia uite... Bun? E de la Legiunea Străină. Ce zice, bă? La Rospi scos cuipăturei. Aha. E invitat la o discuție cu comandantul adjunct al Legiunii Străine care se află în vizită la București. Ce mă? Mamă! Bă, voi știți câte scrisori a scris ăsta, mă? Le-a trimis 128 de cereri de înrolare. Ar fi culmea să ajungă umflatul legionar. De ce, mă, că din profil aduce cu Oria Sima, ori cu Zelea Codreanu. Că eu abar n-am cum arată niciunul, nici altul. Ce faceți, mă, ce faceți? De ce e miră? Cine a băgat revizie tehnică fără aprobarea mea, a? Ne scuza șeful, dar a intrat o pisică în platou și nu putem să o scoatem. O pisică? Da. Și vouă vă e frică de o pisică, a? Dați-vă la o parte, că dacă n-aș fi eu, când vă văd așa, incapabililor! Să vedem pe el cum scoate pisica. Mă rog, să mai lăsăm 10 minute, că am sculat-o din somn și e nervoasă. Da, după aia o scoateți tot dumneavoastră. Ce? Dar de ce eu? De ce eu, mă? De ce trebuie dita mai directorul să se bage sub masă? Bă, nu sunteți în stare să... Da! Scoateți un amărât de măță? Bă, ce zi tâmpit am avut astăzi? Bă, ești nebun? Am alergat 9 inși, 9 ore, o amărâtă de pisică ca să scoatem din studio, mă. Parcă ar fi avut 9 inimi. Păi atâtea și are pupăză. Cât e o inimă pentru fiește viață. Nici nu știu cum îmi fac emisiunea diseară. Pe dacă mi-o în direct, om... Băi, mai ușor, ca ce citește un om, nu rage un bou. Deși după față, eu aș alege varianta B. Citești, Mărlane? O carte. Ce carte? Codul bunelor maniere. Bă, Mărlane, tu ai nebunit? Vrei să-ți distrugi tradiția numelui? Zică te oftici, fraiere, că o să ajung un gentleman stilat, manierat. Mă rog, am început deja. Mă, cum mă gândesc că ajung în Franța și mă năpădește manierele elegante. Excuse-mă, monsieur, permettez-vous. Vous voulez coucher avec moi? Fute-mă! Adică? Adică las-mă în pașii, ai, dă-mi pașii. Mărlane, eu sunt convins că tu din cartea aia înveți cum să devii o fetiță pentru băieții duri din legiune. Nu, boule, mă întâlnesc cu marele șef al legiunii, marele comandant. Unde, la Bărăceanca sau la Oblegea? Ia nu mai faceți, băie, mișto de el. Și ar trebui să fim mândri că avem un român în legiune. Că dacă ajunge acolo o să ne facă cinste țării, mă! Bă, să te-ai bolunzit? Ăsta nu e stare să ne facă numai nouă cinste, mă, aici, că pleacă. Dar la o țară întreagă. Băi, Vandame, dacă nu scap de ea nici astăzi, nu pot să-mi fac emisiunea. Și am un super invitat. Hai, mă, te rog eu frumos, că tu ai reflexe de karatist. Sigur o prinzi.
Pupăză, treaba asta o să te coste, că eu folosesc mulți neuroni pe concentrare. Și îmi trebuie vitamine să mă refac, altfel... Păi dacă asta e problema, Van Damme, rezolvă băiatul. Hai da? Boierul tău, boier. Mă, ce n-ai. Ia. Hai că ți ajunge de un flacon întreg de vitamina C. Și de restul, ia-ți tu ce vrei. Gata, pupăză, unde e? Unde e? O să o auzi imediat, ca dracu miorle, numai că sunt eu în emisie. 3, 2, 1, intrăm! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Pupăză Show! În această seară vom avea o emisiune incendiară. Doamnelor și domnilor, ne scuzați pentru acest mic incident. Așadar, spuneam că astăzi vom avea o emisiune senzațională. Dar iată că nici n-am anunțat bine tema emisiunii și deja avem un prim telefon în direct. Alo, da? Alo, alo. Așa vrei tu, mă, să faci audiență? Invizi tot felul de brute care maltratează animale să-ți fie rușine, domne. Îmi pare rău, dar nu este vorba despre... Nu, pe naiba, credeți că noi nu știm? Toate televiziunile dați numai violență pentru audiență. Rușine să vă fie. Alo. Din păcate s-a întrerupt, dar iată că avem alt telespectator în direct. Alo, da? Sunt revoltată, domne. Ați ajuns să chinuiți animale pe post. Ar trebui să se sesizeze poliția. Doamnă, dar s-a înțeles greșit. Eu n-am nicio vină. Eu am vrut să apăr pisicuța de bruta de stăpân, dar de-aia am și adus-o la mine în birou și am ascuns-o. Dar ce să fac? Până la urmă a găsit-o și eu n-am avut cum să intervin pentru că eram în direct. Ați văzut doar, nu? Dar să știți că promit să sesizez organele îndreptățite și nu mă las până nemernicul nu o să plătească. Vă jur eu chestia asta. Eu personal, Pupăză Show, dumneavoastră. Gogoașe, iar mănânci ca mărlanul. Bă, dacă vine omul ăla ce să-mi cunoască familia, mă faci de râs? Mă faci! Nu-ți mai arăta dantura de parcă-i joare coltii. Mestecă cu botul închis, arditor focul. Iete unde era gentilomul, bă. Teorete, tu mai bine ți-ai venit de bucătura ta. Mm-hmm. Ai făcut la frămituri cât să mai duci o turmă de porci în urma ta. M-am gândit și la tine, mărlane. Bateți-vă joc, că condițiile astea nici nu mai mă duc să mă întâlnesc cu omul ăla, bă. Mm-hmm. Faceți, mă fac de râs din cauza voastră. Dar ce-au făcut, mă? Haideți tu cum mănâncă, ca să nu mai zic cât. Bă, codul bun în maniere scrie ca un gentleman, mănâncă ca o vrăbiuță. Să nu pară hăvesit. Tu vorbești, da? Da, eu am mâncat două măsline și două grame de brânză, tâmpitule, cu mucegai, nobil. Și ieri 10 tone de slănină. Ieri a fost ieri, dar azi sunt manierat. Pupăză, eu cu ăștia nu pot să mă prezint în fața la francez, mă, că mă face de maroș și pierd regiunea. Corect. Ia mai subțire, mă, cu hămeseala. Până pleacă mărlanul, toată lumea, gentleman, da? Ce vorbim cu coză? Cum să mănânc afrăbilța? Mie îmi trebuie puteri, bă, că eu am servis greu, bă. Și eu sunt pofticios. Băi, dacă scrie la cod că trebuie să mâncăm puțin, scrie, mă? Da, bă, să uite, aduc cartea, să-ți arăt. Lasă că mă grăbesc. Dacă scrie, așa facem. Că avem interes cu toții. Corect. Și ca să nu existe ispită, o să arunc toată mâncarea de un frigider. Ce poți să ai nebunit?
Pe ce znaive din gură că trebuie să-l placă franțuzul? Ca să-l ia în Franța. Să scăpăm de elefant. Dar ce zic eu de elefant? De elefanți, că sunt o turmă întreagă. Adică și eu? Hai, că trebuie să am grijă de voi, bă. Aveți siluete europene, bă, asta, cum trebuie în Europa. Ce vă, bă? Ce? Să confiscă, să vă mai greșați, lasă-mi. Vă faceți cât porcii, uite cum arătați, uite la cu două coace o strângi acolo. Sau am un... Astea le... conservele nu le duc, astea le duc la câini, bă. La câinii comunitari să bază Europa, mă, că aveți grijă de animale, nu se întâmpiți ca alții până alte părți. Dar de ce și aia, că ai și un culiță de la mămica? Lasă, gogoașă, că așa o să folosești și tu mai puțină hârtie igienică. Și indirect salvezi pădurea. Și stratul de gazon. De ozon, gherțoiule. Și de ozon și de gazon, că dacă nu e ozon, mai ești gazon, că se sufocă, tâmpitule. Cât să vă mai învăț? Asta-i, bune maniere, n-aveți nimic în cap. Deci așa, câine, m-ai chemat la tine în emisiune ca să-ți bagi joc de mine. Chipurile să prind pisica și tu să faci pe erou. Dar știi ceva, mă? Te omor și te bat cu ea în cap. Ce? Bă, stai, stai! Bă, stai, mă, așa că... Eu n-am știut că o prinzi indirect, mă. A trebuit să trec cumva situația. Vrei să ne închidă CNA-ul emisia și să nu-ți mai primești banii? Și în felul ăsta să mă bași pe mine la pârnaie pentru maltratarea animalelor. Bă, ești... Stai! Stai, mă, și eu ce la pușcărie, mă! Stai liniștit, că te reabilitezi eu în emisiune. Și am vorbit și cu șeful și îți dă dublu. Și ți-a și un sac de box. Dar de la mare. De la mare. Și nisipul din el o să fie tot de la mare. I-o dat. Ca să îți facă bine la sănătate. Și m-a angajat și bodyguard la voi. Că șeful vrea să mă dea afară, pupăză. Că a început lumea să țipe după mine pe stradă că maltratez animalele. Stai, mă, liniștit. N-auzi că o să te reabilitezi eu la mine în emisiune și o să te iubească lumea în direct și mai ales în reluare. Pupăză, să nu te-a dracu să mă minți că... Șavie, mă! Iată, stimați telespectatori, că brutele au și ele inimă. Bodyguardul care a bruscat pisica în direct este un familist convins, un om integrat în societate, dar a avut o rătăcire de moment. Vezi, mă, că a fost o greșeală. Se rezolvă. Ce se rezolvă, mă? Ce se rezolvă? Dă rușinea mea! Că mi-e rușine să dau ochii cu vecinii, mă! Am ajuns nevasta brutei! Bună seara! Suntem studentele trimise de Facultatea de Psihologie pentru practică. Ah, da. Da, mi-a zis domnul decan, da, eu acum nu am nicio consultație. Mai bine vă chem eu când am un caz interesant, da? Păi uite-l pe ăla cu pisică. Ce piesă e bruta. Ce n-aș da asta am și o brută de-asta sexoasă. Să mă smotocească ca de la o pămâță. Credeți că e sexy? Mai întrebi? Da, da, să lăsăm, să lăsăm. Fetelor, vă chem eu când am un caz mai special, da? Bine. La revedere! La revedere! Bă, eu credeam că mă fac de râs și că încolo... Și că încolo a devenit idolul masochistelor cu bere. Ce chestie tare, mă! Auzi tu? Să mă smătocească ca duleul pe mâță! Ce tare! Da, păi să știi că la asta cu mâța și cu dulăul nu m-am gândit. Am plecat că am uitat ceva pe foc, știi cum e? Ați prins pisicuța? Nu avem puterea ne ține după ea, pupăză. E, dacă nu ne lași să mâncăm cum trebuiește... Ce-ar pisica avea cu pupăză? Ai fiară, băi, nu-i pisică, că voia să fugă cu mâna mea în gura ei. Bă,
voi ați nebunit? Mie îmi trebuie pisica în emisie, mă! Ca să vadă telespectatorii cum se împacă Van Damme cu ea! Hai, du-te, mă! Și cum să faci, mă, împăcarea asta dintre om și mâță? Îi pui ea să linge fiecare... pe fiecare pe sub coada? Nu știu, Chiorete, tu ar trebui să știi că ești de la țară. Nu-i de ajuns să bată laba? Păză, păi bă, tu numai bine te duci, mă, pe la psiholog. Corect. Că psihologul este specialist în reconcilieri. Hai, mergeți și prindeți pisicuța și cine o prinde are 500 de lei de la mine. Aaaa, 500 de lei, da. Treci, mă! Nu-i așa, moș mânghi, la urmii banii. Lei vechi. Haideți, mă, promit că vă las să apăresc cu sigla cabinetului. Iuzu. Da, mă, da, asta am înțeles. Dar cum naiba să-l vindecăm noi pe ăsta de brutalitate într-o oră? Păi tu ce ai impresia că lucrurile astea se fac așa? Trebuie să facem multe ședințe. Lasă-le naibii de ședințe, ideea contează. Trebuie să vadă lumea că el este dispus să se trateze. Și atunci îl iartă. Ba chiar o să devină simpatic. Ia aici, bă, veniți, veniți! Ce ai zis? Nu-i nimic, ea mea toată, nu vă dau la nimeni nimic! Eu am luat mâncarea din gunoi și am pus-o acolo, tocmai ca să creez o capcană, să prindem panara asta de pisică, care am trebuit să mulțumiți, bă, cu jumate din premiu de la popoză. Mă, la noi. Te mai pretezi tu la 2 milioane când o să câștigi 1000 de euro? De unde o să câștige? De unde o să câștigi, mă? Ferdi, tu i-ai ascuns ceva lui iubitica ta? Unde se angajează ăsta, mă? Nu știm nimeni, tanti. Nu-și trecu când omor ăsta. Tot aflu eu. Acum ești în transă profundă. Este foarte simplu. Hipnoza îl va readuce la sentimentele pure și frumoase ale copilăriei. Adică, mai pe înțelesul dumneavoastră, îi va reseta brutalitatea și cruzimea. Van Damme, când va intra pisica în studio, dai laba, adică ăsta, mâna, dai mâna cu ea și vă împăcați. Ai înțeles? Da, stăpână. Iată că a sosit și pisica, stimații telespectatori. Așadar, veți fi martorii unei premiere în exclusivitate, în direct, și sunt convins că și în reluare, cum o brută se împacă cu victima ei. Așadar, băgați laba. Asta, grafica, băgați grafica și dați la mâna, vă rog. Ia laba de pe ea, că mai întâi avem de rezolvat o problemă. Pupăză, ia spune-mi tu, mie, de unde o să aibă Ferdi nu știu ce mii de euro și o grămadă de bani? Ai venit brută, mică? Hai să mă tocește-mă mai repede! Nu pot! Nu pot, că alaltă ieri și ieri n-ai putut! Acum nu mai pot pentru că mi-e milă! Cred că o fi din cauza hipnozei lui Iulica! Ce, mă? Van Damme, tu ai nebunit? Treci, zmotocește-mă imediat că te grăb! Zmotocește-mă, zmotocește-mă! Au, 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 au! Miau! 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 Bună ziua! Deci știi că ești monitorizat și tot nu te lași de chinuitul animalelor, a? Domn șef, nu chinuiam niciun animal, eu încercam să mă joc cu soția de a maltratatul animalelor, nu-i așa? Și bietul animal s-a băgat sub pat și tu te chinui să-l scoți, nu-i așa? Și asta s-a machiat în pisică ca să o facă să iasă de acolo.
Ia hai la secție brutelor. Nu, 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 nu. Nu ești nicăieri. Crezi că nu știi unde vrei să te duci? Vrei să te întâlnești cu aia din legiune? Ce crezi tu că nu ies? Adică cum o, cum o să mă oprești, ia? Ia-te cu asta! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Pupăză Show. Culmea. Este un familist convins, un om integrat în societate, dar a avut o rătăcire de moment. Și să las pe dodoloțul meu aici, pradă ispitelor. Și unde mai pui că nici nu era fair play? De ce? Păi, ce-ar fi zis el? Cum i-ar fi venit lui dacă de ani de zile se chinuie să ajungă la Paris, iar eu, peste noapte, hodorong tronc, plec la Paris fără nicio agitație? N-ar fi însemnat asta că îl fac idiot? Că e incapabil, ratat? Păi și nu e! Plesniți-vă voi! Că dacă nu, vă plesnesc eu. Rușine, măgarule. Măi, Angie, hai să stăm noi drept și să judecăm strâmb. Invers. Știi tu, Gabore. Angie, dacă cumva Ferdi ajunge în legiune, că știi că el e bătăios și tot ce își propune, realizează. N-o să-ți blestem zilele că nu ai plecat și tu? Păi nu e păcat, măi, Angie, să dai tu cu piciorul ăla... ăla zvelt de căprioară șansei. Pupăză, mi se pare mie sau voi abia așteptați să plec? Nu, nene, ăsta, tati! Ne-am venit că dacă se înrolează Ferdi din legiune... Bă, când s-o înrola Ferdi din regiune în legiune... Eu am să fiu președintele Franței! Primit formularul pentru legiunea străină. Destinatar Mânanul Ferdinand, adresa Cotroceni, Tras. Uitați-vă și eu... A plecat legiunea!
Mă scuzați, ce ziceați dumneavoastră, domnul Sarkozy? Ai nebunit? Era să-mi sară inima din piept, nebun om! Pe unde ai intrat? Pe ușă? Chestia asta drept unghiulară cu clanță? E ușă! Dar lasă asta! Arată-mi inelul! Cine-l? Hai că știu, ăla pe care ți-l... Nu ți-l aveam, nu? Ce proastă sunt! Cred că ți-am stricat surpriza, îmi pare rău. N-am știut că... Prostul! Ți-am zis să nu mai vorbești toată ziua, tacă! Ți-am zis, taci! Zim despre ce inele vorba, nu mă mai fierbe! Ai zis-o tac! Te zim despre ce surpriză și inele vorba, ca să nu te crăp! Stai că zic! Stai! Vanda, am ți-a luat un inel, cred că era o surpriză, îmi pare rău că ți-a stricat, tot îi vezi! Mi-a luat inel? Asta mă cere în sfârșit de nevastă! Ajutor, mă gâtuie! Stai nebună, că vreau ce să mă bucur! A, da? Mișto! Auzi? Dar de ce naibii te mai cere, că doar ești nevasta lui? Ei, păi, mă cere și pe mine cum trebuie, cu inel în genunchi. Dar tu de unde știi de inel? De la Chiorete. L-a văzut pe Vandam în magazin când cumpăra inelul. Dar nu mi-ar fi luat și mie fotălă unul. Mic acolo. Cred că mai degrabă îmi dă Golum inelul decât Chiorete. Golum? Da, cocoșatul ăla urât din stăpânul inelelor. Ah, my precious! Era o ironie. Dezi, auzi, stai așa. Trebuie să pleci, că vreau să mă pregătesc pentru banda. Stai să-mi povestesc și... De ce nu mă cere de nevastă? Mai ales că acum are și exemplu. Până și pămpălăul ăla de Vandam... Vandam o cere pe Emma? Da, și nu oricum, ca la carte, cu inel cu tot. Păi tu ai nebunit? Nu, dar nici mult nu mai am. Hai mă, Dezi, stai liniștită, că o să te ceară și pe tine. Uh-huh. Dar poate el așteaptă să-și facă și el o situație, să-ți ofere ceva mai stabil. Aiurea, el așteaptă să-l cer eu, dragă, ca să facă economie la inel. Ai uitat că stă cu pupăză. Cine se aseamănă, se adură. Auzi, mă, Dezi, dar dacă luăm noi așa și pe partea ta, ia zi mie, tu ești pregătită să devii soție? Normal. Uh-huh. Chiar vrei chestia asta? Da. Da? Ești pregătită să speli 2-3 ore pe zi? Să calci alte două, să faci mâncare și dacă mai vine și un copil, să vezi atunci, dai băiță, dai scutece din două în două minute, dai țâță și dacă îi dai țâță, țâța se face până la genunchi, dacă nu-i dai, faci mastită și staie țâța și ăla plânge, nu se încurcă și ziua și noaptea și dacă mai are și colici, atunci să vezi. Nu mai vreau să mă mănânc! Iubi, vrei să... Nu! Nu vreau! Dispar de aici! Era un film bun. Film? O să pleci în Franța, ce-ți caute acolo? Cu ce să caute, mă? Pe tine? Nu ești tu feblețea ei? Gogoași, termină-te cu glumele astea că te umplu de pumne, auzi? Bă, Mărlane, și care o bursă de specializare de un an? Da, a renunțat la ea. Iubi, desfă șampania! Ce? Plec în Franța cu tine! M-am detașat cu serviciul la Paris! Ce-ai, mă, nu te bucuri? Nu! Nu, că eu nu mai plec! Mi-au respins cererea de înrolare! De ce? Că sunt prea gras. Și nouă, de ce ne-ai spus, idiotule? Ne-ai lăsat să ne facem visa, Iurea? Opa, că nu mi-ai respins, uite aceea din a trimis-o. Dar ce vrei, dacă mi iese afacerea, îți plec cu Zeppelina după mine la Paris? Păi ce ești nebun la cap? Las-o să renunțe la bursă și după aia! Bună, iubito! Ciao, iubi! Și mie mi-a fost dor de tine?
Stai să mă schimb. Ah, corect, că trebuie să arăți... Ce să arăt? Strici surpriza, Toanto. Ai luat-o pe urmele lui Daisy. Să arăți că ți-e foame. Ah, ok, păi atunci doar mă spăl pe mâini și vin să mâncăm. Ok. Auzi, iubito, dar nu e cam festivă masa asta? Nu, dragă, ce vorbești? Așa trebuie să-și aștepte soția, soțul, când vine de la muncă, obosit. Mersi, prințeso. Cum a fost azi? Pe unde ai mai fost? După șeful, ca de obicei, la firmă, la shopping. Ah, la shopping. Și ai stat mult? Mult e puțin spus. Ți-a fost greu să alegi. Ce să aleg? Păi, nu mai pot. Trebuie să spun. Ce s-a întâmplat, Iubito? Nu s-a întâmplat, adică am aflat ce surpriză îmi pregătești. Dar fără să vreau, știi, toanta de Daisy mi-a zis. Eu n-am nicio vină. Aoleu, surpriză? Da, aia era șampania. Am uitat de aniversare. Dar ce naiba aniversăm? Ziua când ne-am cuplat? Ba nu. Aia când am făcut-o prima dată. La naiba, că e aceeași. Hai să facem o dată, hai că nu mai ai răbdare. Ce faci, mă? Păi n-ai zis că nu mai ai răbdare și s-o facem? Să-mi dai surpriza, deșteptule, și după aia sărbătorim noi. Surpriza e surpriză. Și dacă știi de ea, nu mai are niciun farmec. Așa mai bine sărbătorim și ți-o dau eu când nu te aștepți. Ca să fii cu adevărat surpriză. Nu? Vandami, dar eu vreau acum să... Vandami! Mă, tu nu înțelegi că era chiar Vandam? Mă, cât a șezut el acolo să aleagă inelul, am șezut și eu nemișcat, mă, eram ca frunza în ierbar. M-am uitat atent la trânsul, n-am cum să mă cer, Vandam era! Păi și ai cerut un autograf? Nici într-un caz, pentru că mă aflam în exercițiu funcțiunii. Și eu când sunt în exercițiu funcțiunii, nu am voie să cer autografe, doar să dau. Auzi, popăză, de ce nu-l inviți, mă, la tine în emisiune, că editai Megastarul? Păi cum să-l invit, Iorete, știu eu unde stă. Păi te duci la magazinul de unde a luat tinerul ăla, că sigur a notat ăla de la magazin adresa hotelului, bă. Că ăștia nu care, bă, acasă, nici o cumpărătură, nimic, vedetele astea mari. Lasă adresa și le trimită aia, mă, în sacoș, în cioave, e acolo. E genial, bă, de tenari. Parcă n-ai fi polițist, auzi? Ha-ha! Foarte tare! De-te-te-te-te-te-te! Unde se grăbea, mă, disperatul ăla? La magazin, ca să afle la ce hotel a trimis Vandam inelul, bă. L-a trimis la hotel? Mhm. Nasol, frate. Whisky de dimineață, mă? De-aia avea omul atâta energie. Ies. Vandame, de unde să știu eu ce sărbătoriți voi? Am crezut că ți-a zis și ție. Ce mă fac? Unde n-ai băi colorat aia? Auzi, dar tu n-ai nici măcar o idee ce ați putea să sărbătoriți în perioada asta? Păi tocmai asta e, că în perioada asta n-avem nimic de sărbătorit. Aha. Asta înseamnă că te pune la încercare. Să vadă dacă știi care sunt sărbătorile cu adevărat importante în viața voastră. Că dacă te duci acasă cu cadou și nu e nicio sărbătoare, te-a prins. La asta nu m-am gândit. Vrea să vadă
dacă știu că nu e nimic de sărbătorit, nu? Mm-hmm. A venit surpriza! Ai și poantă, haioțule! Oh, altul! Măi, nebunaticule, mă! Asta e, asta e! Dar n-ar trebui să-mi dai tu? Știi că așa se face? Așa e frumos! Corect! Țeapă că m-am prins! Șmechero! Auzi, Desim? Tu ai idee ce sărbătoresc Emma cu Van Damme? Divorțul, fat! Eu, Lico, avem o problemă! Ce tâmpenie ai mai făcut, mă? Nu eu, mă! Știi inelul pe care ți-am zis că Van Damme l-a luat lui Emma? Uh-huh. E, nu e pentru Emma. De unde știi? Mi-a zis Chioret că a aflat de la bijutier. Auzi, nemernicul, a trimis inelul la un hotel. Adică Van Damme are o amantă? Îmi pare rău. Tu îi spui lui Emma că eu n-am tupeu. Ce vorbești? Dar tu de ce să nu-i spui? Că voi sunteți mai intime. Cine dracu m-a pus să-i spun de inel? De unde inelul că te omor, mă? Care inel, iubito? Că nu există niciun inel. Nu există, asta am văzut și eu că nu există. Te omor, mă. Unde inel? Unde? Cui le-ai dat? Zic că te omor, te distrug. Iubito, stai să ne calmăm un pic. Ce să ne calmăm? Mai bine nevastă, văd-vă decât soție negeruță. Iubito, hai să luăm niște pastile și să discutăm ca doi oameni normali. Da? Bine, mă. Discutăm. Eu prima, da? Ok. Ieși afară și să nu te întorci până nu recuperezi inelul de unde l-ai dat. Și să dea naibii să-mi cumperi altul, că te nenorocesc dublu, mă! Ai plecat! Poți măcar să-mi spui cum arată? Nici eu nu știu cum arată. Imediat, imediat. Chioreta e acasă? Nu. Probleme? Da. Adică nu. Adică da. Și dacă stau bine să mă gândesc, toate problemele mi se trag de la tine. Că ai fost un fătălău, un ratat care n-a fost în stare să mă ceară de nevastă când a trebuit. Și am ajuns să mă mărit fără să mă mărit cu... A trebuit să te omor, mă. Și nu știu ce mă ține să nu o fac. Chiorete! Deci dacă nu ți-am luat eu inelul lui pește, ai venit repede să ți-l dea feblețea. Bine, viperă! Van Damme, stai, mă! Van Damme, stai, mă! Van Damme! Feblețea? Păi de ce n-ai zis așa, dragă, că... Ziuotule, nu mai ai probleme, îmi faci, mă! Încă mă mai iubește, nebuna! Domnul Mărlan Ferdinand este? Mărlanu, stai așa. Mărlane! Ce, mă? Vezi că ți-a venit o scrisoare. Ți-a venit confirmarea. Mulțumesc! Văinicule! Ce, mă? M-au respins. Că-s prea gras. Hai, zi, Chiorete, zi, că tu ai descoperit. Păi ce să-i zic, șefa? Toată!
toată povestea, Chiorete. Cu hotelul, cu inelul, ce mi-ai zis mie despre Van Damme? Păi și știi ce ar interesa o pătrânsa povestea asta, nu văz? Păi nu-i bărbasul, mă, deșteptule! Nici într-un caz! Nu e vorba de bărbaxul, e vorba despre Jean-Claude Van Damme, artistul dragă! De ce s-ar mai agita atâta pupăză să-l invite la el în emisiune? Judica și voi! Te omor! Auzi, dar tu numai cu piciorul în ușa știi să stai? Chiorete, salvează-mă! Chiorete, ești organ de ordine! Salvează-mă! Din cauza ta e nervosă! Cum să mă respingă toată pe mine? Pe mine, pe mine care am fost... Dar ce știu că am fost? Care am fost Tita mai... Tita mai... N-au vrut să-mi anuleze bursa. Trebuie să plec la Paris. Adică? De adică, cum o să rezist eu un an fără tine la Paris? Adică... Adică tu pleci și eu rămân? Dar nu mai pronunța, că mi se face rău, mi se rupe inima când mă gândesc. Dodoloțule, o să mă aștepți? Normal, pofoasă, dar tu știi că îmi semn totul pentru mine, tu ești viața mea. Și o să-ți fie doar de mine în fiecare zi? În fiecare, ce în fiecare zi? Mai des o să fie. Așa! Așa! Mă duc să-mi fac bagaj. Ai plec, yes! 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 Ai zis ceva, Rubi? Ies afară să plâng. Că dacă eu plâng, curg lacrimile și roaie. Și o să umplu pagina apă pe jos, să umflă parchetul, mai trece trenul, mai oprește autobuzul, nu mai nimic. Ce tragic! Parcă suntem Romeo și Julieta! Așa e să bag piciorul, dacă nu... Da! Am scăpat! Asta e! Am renunțat la mie! Adio armată, adio militarie! Ei au pierdut! D'acum să înceapă petrecerea! Să curgă muierile, să vină vinul! Să curgă... Să curgă vinul, să vină muierile! Să văd ce adrese mai am în telefonia asta! Nu mai am decât un număr. Elodia. Să vă vinești că nici asta nu fie acasă. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Dă-i băiță, dă-i scutece din două în două minute, dă-i țâță, dacă îi dai țâță, îți cade țâța la genunchi. Păi ne concentrăm, țâță, țâță. Whisky de dimineață, mă? De-aia aveau la atâta energie. Geanta! Poanta poantelor era să cadă flearță. După ce a băut-o, de-aia avea atâta energie. Aia era poanta poantelor. Corect. Haide, hai.
când s-a onorat Fer din regiune în legiune, eu am să fiu președintele Franței. Formularul pentru legiunea străină. Destinatar Mălanul Ferdinand, adresa Cotroceni, tras. Uitați-vă și eu. A plec legiunea. Mă scuzați, ce ziceați dumneavoastră, domnul Sarkozy? Iubi, desfă șampania. Ce? Plec în Franța cu tine! M-am detașat cu servicii la Paris! Ar trebui să te omor, mă! Și nu știu ce mă ține să nu o fac! Fiorete! Deci dacă nu ți-am luat eu inelul lui pește, ai venit repede să ți-l dea feblețea! Bine, viperă! Vandame, stai, mă! Vandame, stai, mă! Vandame! Feblețea? Păi de ce n-ai zis așa, dragă, că... Ziuătule, nu ai probleme îmi faci, mă! Cum să mă respingă toată pe mine? Pe mine, care am fost... Dar ce știu că am fost? Care am fost Tita mai! N-au vrut să-mi anuleze bursa! Trebuie să plec la Paris! Adică? De adică, cum o să rezist eu un an fără tine la Paris? Adică tu pleci și eu rămân? Am scăpat de Angelica, a plecat ca păsărica, am scăpat Angelica, ce vă uitați, mă, fraierul, așa, în loc să ziceți mersi că o să rămâie frigiderul mai plin? Nu o să rămână, Mărlane, o să ai tu grijă de asta. Și Angie măcar îl umplea, pe când ăsta... Lasă, bă, că o să-mi iau și eu servici. Îmi iau servici sau îmi iau o sponsoriță, cum am avut și până acum? Râdeți, fraierilor, dar o să se bată pe mine babalâcele astea cu bani cu care mai mă cunosc eu. Auzi, Mărlane, nu mai bine te duci tu puțin pe la Iuliana? Asta până nu ți se agravează boala? Corect, că la asta nu m-am gândit, că mai nou... E plină de bani și la cât de statută e, n-are cum să refuze avansurile, mă. Dar stau și mă gândesc, ce cadou să-i duc? O bâtă de baseball. Să-ți facă freza cu ea. Ești plin de umor ca balica de vitamine, auzi? Ce să fac, mă? Luam un dosar pentru... Nu cu tine! Vorbeam cu Chiorete. Așa, ai început să bălești după Iulica, nu? Ai nebunit? Eu mă uitam la... Am văzut foarte bine la ce te uitai. În gol. Da, în golul dintre picioarele ei. Dar e și normal, nu? Acum femeia are bănuțul, e mai atractivă ca mine, nu? Partidă, nu glumă. Eu nu mai reprezint nimic în fața ta, sau cum? Mai mă, mica, tu ai nebunit chiar? Tu nu înțelegi că nu mă uitam la nimica? Nu minți! Crezi că eu n-am văzut? Serios? Păi atunci să știi că și eu am văzut cum te uiți. Dar nu numai cum te uiți, că câteodată mai pui și mâna la pupăză. Poftim? Eu nu poftez la nimic, tu poftești, la trânsul. Adică tu mă acuzi pe mine că...
Dar ce, tălică, nu m-a acuz pe mine că... Da, mă, dar eu am dovezi. Foarte bine, că și eu am dovezi. Păi hai, să le vedem. Mai pardon, matale prima dată. Bine, Chiorete. O să-ți dovedesc eu cine ești. Da, eu. Ieși afară, că eu trebuie să rămân aici. E serviciul meu, hai. Ieși oricum. Acum mă crezi că n-am nimic cu pupăză? Să zicem. A fost pur și simplu un accident. Dar tu mă crezi că e singura femeie din viața mea? Te cred, mamă, rătule, te cred. Atunci, dacă mă crezi, nu mă mai buzunerești, da? Da. Bine. Dar du-te, hai, lămurește pe pupăză, să nu creadă ce ai spus. Da, ce-am zis, dragă? Nu e el feblețea ta? Vandame, încetează cu tâmpenile! Oh, disperat-o! Am glumit! Da, da, ai glumit. Astea nu sunt glume. Hai, du-te! Iubito, mi-am uitat, hai... Ce faci, dragă? Uitam de scame! Îmi place să am un iubit cochet. M-ai privit azi de dimineață. Și nu orică de rest. Vino de seară în cabină. El nu. Domnul. Să te văd acum cât de fidel ești, mechere. Bună, Dezi. M-ai chemat? Da. Uite, mi-a zis Sema că o să te duci până la vilă și am și o rugăminte. Nu poți să dai tu asta lui Chiorete? Da, să nu spui de la cine e, că vreau să fie o surpriză. Surpriză? Mm-hmm. Bine, fată. Mersi mult. Și acum să te văz eu, marmoanzel, cât ești mantale de fidea. Hai noroc, bă, Chiorete. Pupuză-i pe aici? Nu-ț. E la birou, bă. Atunci vin eu mai târziu. Era să uimă. Am un bilet pentru tine. Dar la cine, mă? Secret. Ia, stai, băi, stai așa. Chiorete, nu insista că nu-ți spun. Am promis și n-am voie să spun. Nu, mă, nu, vreau să te rog să-i dai ăsta lui Dezirica, bă. Dar să nu-i spui de la cine e. Dacă ma tale marmoanzel îmi faci mie pe secretoasa, atunci fac și eu, bă. Să rămână, Iuliana. Mârlane, scopul și durata vizitei, că n-am timp de scârboșenile tale, da? Opa, să ține bățoasă baba. Păi atunci să schimbăm planul. Iuli, am mare nevoie de tine. Mârlane, tu ai nebunit? Exact, sau sunt pe cale să nebunesc. De-aia am nevoie de tine. Mărlane, nu ești genul meu. Am nevoie de tine profesional, dragă. Tu ce credeai? Cred eu... Iuli, sunt atât de deprimat. De când m-a respins legiunea, încât... Încât? Încât?
Cât, dacă nu începi un tratament cu mine, cât mai repede încep să mă sinucid. Te sinucizi? Mortal! Mârlane, de când ne cunoaștem noi doi? A trecut ceva. De-aia și suntem așa intime. Mârlane, tu crezi că eu mai pun botul la... Dar cine-ți, Doamne ferește, să pui botul, dragă? Ia mai tași, mă! Bă, tu crezi că eu mai cred în toate cârcotelile și vrăjelile tale, mă? Hai, degajează terenul, că aștept pacienți adevărați, da? Nu... Adică eu sunt mincinos. Bă, crezi că mă sinucid? Iuliana, eu mă sinucid, tu o să suferi. Aha. Da, dragă, financiar mă refer, că o să sigileze procuratura cabinetul, să vadă ce a fost crimă, a fost sinucidere, s-a aruncat doar... Ha! Ce era cu vasul? Nu puteai să-i un cabine mai jos la alte tași, că m-a luat... Zi, mă controlez, mă... A? Bună! Bună! Dezi e? Nu. Ok, atunci când vine, trimit-o până la mine, că am ceva să-i dau. Uh-huh. Cum mă spunea... Când la gând cu bucurie, că nu mai consum tranquilizantele pe tine. Ce mă fac? Ce mă fac? Că dacă află Dezirica, mă omoară. Și asta n-ar fi nimic. De asta, din răzbunare, ar fi în stare să sară în brațele la primul care se încale. Ce baftă are asta. Mie nu mi-ar fi scris bunăciune. Bă, tai băpăciune, gogoașă. Am zis bunăciune, Mârlane, nu băpăciune. Mai scoate slărina aia din urechi. Dar ce naiba, eu fi venit lui șefa. Că doar știe, bă, că sunt cu Dezirica. Abstinența, Chiorete. Că unei femei când îi se pune pata, nu mai ține cont de nimic. Hormonul preia rolul neuronului și... Ce mă fac? Ce mă fac? Ce te faci? Te duci la ea și pui lucrurile la punct. Ai vrea tu, Iena, și eventual să și zic când, ca să poți să-i spui tu lui Dezirica să mă surprinză în flagrant. Că poate ne-am certat și haț, să săi tu pe ea al dracu. Eu zic să-l ajut și paranoicul, hai că... Chiorete, dacă vrei vorbesc eu cu șefa, bă, că tot mă duc la ea la tratament. Nu-i nevoie, Mârlane. Nu-i nevoie. Seară în cabinet îți doresc pupăza. De ce mi-era frică, n-am scăpat. Cine e acasă? Da, te așteptam să-ți curți haina de scame. Ți-am zis că îmi place să am un iubit cochet. Auzi, mă, Dezi, ori mi s-au urcat mie hormonii la cap, ori Mârlanu se dă la mine. Pe, să știi că n-ar fi exclus. Că în ultima vreme tu umbli numai cu fundul gol pe aici și e normal. Zici că ești o pițipoancă. Adică? Ce, dacă îmi pun un mini înseamnă că sunt pițipoancă sau ce? La vârsta ta, da. Adică ce vrei să spui? Că sunt babă? Hai zi! Nu! Mă, știi care e faza? Femeile cu copii nu se îmbracă așa. Și gata! Hai, dă-mi o dată pălăria aia, că n-am chef să mă cer cu tine degeaba. Na. Dar să știi că vreau și o să simt că trăiesc. Păi în cazul ăsta, combină-te toată cu Mârlan și o să simți că trăiești la greu. Crede-mă, l-am văzut eu în duș. Am intrat din greșeală, disperat-o, ce credeai? Dar du-te, fraiere, că dacă nu reglezi lucrurile cu ea, o să sară pe tine când nici nu te aștepți. Și atunci o să dai de naiba cu Dezire, mă? Hai, și de unde știu eu, mă, că nu pui tu mâna pe telefon să o sun pe Dezirica? E, n-ai de unde să știi, trebuie să mergi pe încredere. Mă, tot. Ia uite-o pe Emma! Bună! Îmi pare rău, pe păză, dar eu n-am încredere în tine.
Emma, sunt nebună. Să mai zică careva că nu-s paranormalia. Pupăta? Lasă-le, că doarme. Ei, și de aia nu mai pot eu. Mă scuzați, eu am puțină treabă. Pupăză? Pupăză, nu te mai preface că dorm, că te crap, mă! Păi de câte ori ți-am spus eu că între noi nu va mai fi nimic niciodată? De ce ai scris biletul ăsta? Răspunde-mă! A, facem pe mortul. Hai să vedem cât poți tu să faci pe mortul. Iuli, tu ești? Normal, iubire. Știam eu că o să fii. Da, sunt eu, Mărlanu. Mărlanu? Ce cauți mai aici? Mi s-a făcut dor de tine și am zis să... Mărlane, dăm drumul și dispar odată că am o întâlnire importantă. Știu, mamică, cu Chiorete, am văzut bilețelul. Dar bănuiesc că n-ai vrea să-l vază și de Zirica. E păcat să, să stricați așa o prietenie și o afacere ca asta, cum aveți voi. N-ați vrea să o dați în pământ, nu? Bănuiesc că nu, nici eu. Atunci facem un fel următor. Ferdi o să fie mormânt în următoarele condiții. Mă primești de luni până joi la tratament. Mă rog, vorba vine tratament, că noi o să stăm de vorbă, o să ne mai împrietenim, o să ne mai gândulim, mă, bulănoasă, mică, să ieși. Șefa, să știți că trebuie să-și ia de-n dăvă... Desiret! Ce faci, facia? Nu te lașă? Bine, dragă, păi atunci să mă fac o modă, că am de bătut, nu glumă. Bine. Chiorete, nu mai găsesc biletul. Ce faci, iubito? Vandam, stai, mă! Stai! Vandam! Idiotule! Vezi, mă, ce-ai făcut din nou? Vezi, mă? Și numai din cauza ta. Și numai din cauza ta să vezi ce umor îți dau! Să vezi ce umor îți dau! Vrea mă face gelos. Bine! Hai să vedem noi care pe care. Iubi, stai așa că n-am vrut să... Iubi, stai! Iubi! Iubi! Eu nu înțeleg unde ori vedea astea că sunt sexy. Dacă aș fi sexy, ar sări toți bărbații pe mine, da? Iubi, stai să-ți exprimă! Că n-am vrut să-l fac gelos, eu doar am... E bine? Ah, deci nu te lași, nu te lași, bine? Ia-te, păciui, fii mai prost să stau pe uscat. Așa, tăticule. Pupăză! Pupăză, scoală frate odată, că întârzi la emisiune! Haide odată, ce faci? Uite ceasul! E nouă! De o oră mă chinui să te trezesc, mă, și doare mâna câte palmețe am tras! Palmețe? Ce-ai făcut, idiotule? Bă, stai mă, că nu ți le-am făcut eu, mă, pastele vei! Eu ți-am dat niște palme ușoare să te trezesc doar! Ușoară? Da! Vrei să-mi iei emisiunea, nemernicule? Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Chiorete, că unei femei când îi se pune pata, nu mai ține cont de nimic. Neuronul prea.
neuronul care l-am... Hormonul, hormonul prea. Sunt niște termeni noi, da. Măi. Trebuie să avem răbdare cu el. Hormonul și neuronul. Da. Da. A, bă, ce drag, dar ești băiat mare, ai trecut a cincea. Gândește-te. Fă paralelă, hormon, neuron, lolec și bolec. Da. Poate să ne la l-ai făcut praf. Acu chiar că mai ține minte mic. Nu te fraiere că dacă nu reglezi lucrurile cu ea, când nu te aștepți... Eu ți-am zis... Fraiere, că dacă... Ah, așa e când se întâlnesc titanii la joc. Uriași ei. Da, știi că fabrica de pâine titan are două. Aceste momente sunt încărcate de niște emoții profunde. Hai.